Pasagerii au așteptat decolarea aeronavelor către Roma și Bologna în această dimineață de la ora 5. Cei mai mulți erau nerăbdători să ajungă la destinație pentru a merge la muncă. Călătorii au primit apă și o gustare, mai ales că unii dintre ei au fost însoțiți de copii. Trebuie să plec, mâine trebuie să fiu la serviciu, trebuie să plec. N-avem ce face, așteptăm. Trebuia să fim la muncă astăzi, mâine și toată săptămâna. Copiii la grădiniță. A sunat, a spus că nu da. Ați putut pleca da. Și așteptăm să vedem ce o să le spunem, dacă putem să plecăm în cursul zilei de astăzi, dacă nu, când putem să plecăm. Inițial am vrut să renunț pentru că nu mai are rost, vreau să mă întorc în aceea zi, este foarte târziu și mi-au spus că dacă plec înainte de cele 5 ore, e ca și cum aș fi renunțat singură la zbor. De la ce oră sunteți în aeroport? Deci sunt de la ora 6, pentru că zborul era pentru 6:40. Eu trebuie să ajung acasă, merg acasă, lucrez acolo, nu e urgent, dar oricum e formă de respect, nu? Dacă nu ajungi, se pleacă după 7 ore, nu e normal. Nici nu știi ce se întâmplă, nu știi ce faci, nu știi dacă pleci. Aeronavele nu au putut ateriza pe aeroportul din Craiova noaptea trecută atunci când s-au întors de la Londra și Liverpool din cauza unui plafon de nori care a fost la 30 de metri de sol. Au fost direcționate către București și Timișoara, iar călătorilor li s-au pus la dispoziție autocare. Datorită condițiilor meteo nefavorabile, cursele de Londra și Liverpool din noaptea precedentă nu au putut ateriza pe aeroportul din Craiova și acest fapt a dus la întârzierea celor două curse programate în această dimineață, respectiv Roma, Ciampino și Bologna. Aeroportul a informat permanent, dar este treaba companiei aeriene să-și țină la curent pasagerii cu toate informațiile necesare. Au și un număr de telefon la care pot suna, au fost informați, înțeleg, chiar și pe mail. Unii dintre ei au spus că au fost informați pe mail. În jurul prânzului, imediat ce condițiile meteo au fost favorabile pentru aterizare, a sosit prima aeronavă de la Timișoara și a preluat călătorii cursei de Roma. La puțin timp, o altă aeronavă a preluat călătorii către Bologna.